dată. Am să-l invit acum să ne vorbească despre cât de important este managementul de criză pe Bogdan Cutinică, senior Group Vice President Enea Software. Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. E prima oară când vorbesc în cadrul evenimentului Zilele Biz și îmi place că am fost invitat să vorbesc în cadrul zilei de management. Așa că o să încep să vă spun câteva cuvinte despre mine. Acum 20 de ani, la 15-16 ani, am început să lucrez în industria informaticii, programelor de calculatoare la vremea respectivă. Am avut un job în care eram practic copilul bun la orice, neștiind nici foarte multe la vârsta respectivă, am învățat foarte multe. După 4 ani am intrat într-o corporație care a avut marele merit în cariera mea de a investi foarte mult în pregătirea lui Bogdan. Au fost cursuri de valoare foarte mare, cursuri de dezvoltare personală la care am avut privilegiul de a participa. Și după 4 ani de corporatism, mi-am dat seama că nu e chiar ceea ce îmi place. Nu știu câți dintre voi sunteți angajați într-o corporație și câți sunteți antreprenori. E o discuție foarte frumoasă și filozofică în care nu o să intru, dar după 4 ani de corporație m-am apucat de antreprenoriat. Împreună cu un partener am pus bazele unei firme de dezvoltare de software și cercetare. Emoționat. Care după 15 ani, cred că este cel mai mare centru de cercetare în electronică și în tehnologie aplicată în industria de telecomunicații din România. Lucrăm pentru clienți fascinați, Boeing, dacă zburați cu avioane, probabil cu o bucățică din softul din un avion făcut în România. Dacă vorbiți la telefon, ne lăudăm că unul din două apeluri în tehnologiile 3G și 4G trec prin softuri scrise în România. Îmi place să glumesc colegii mei spun că suntem români și suntem deștepți. S-a vorbit mai devreme de sprijinul pe care cea mai mare bancă de la noi îl oferă inteligenței românești. Mi-ar place să văd acțiunea ale cele mai mari bănci de la noi și în domeniul cercetării, pentru că suntem o țară cu un capital uman fantastic. Nu vă spun asta doar din punctul meu de vedere al industriei în care lucrez, și sunt multe alte modele și inovații românești care au avut succes în ultimii ani. Subiectul pentru care am fost invitat astăzi să vorbesc este extrem de vast și generos. O să încerc să-l înghesuiesc în 13 minute. Managementul de criză cred că este un eveniment care face parte din viața tuturor, fiecare avem crize de diverse naturi, personale, de afaceri, de management, cu partenerii și așa mai departe. E foarte greu să înghesui în câteva minute un model de cum să facem față unor crize, așa că o să vă dau două exemple din cariera mea. O criză extrem de prost gestionată, o varză cumplită, din care am avut ocazia să învăț și să trecem mai departe cu bine, acum 10 ani, și o criză prezentă din anul acesta, prin care am trecut cu fruntea sus și cred că foarte bune rezultate. Și o să închei prin a vă oferi modelul meu personal de a trece prin criză. Un sistem din 5 pași simpli, care cred că se poate aplica cu ușurință la orice problemă. În schimb, o să continui acum cu criza de tip varză. În 2003, firma pe care o conduceam și o înființasem cred că 3 ani în urmă, lucra pentru unul dintre cei mai mari operatori de telecom din America. Era un contract pe termen foarte lung, o echipă foarte mare pentru câți eram noi atunci, 25 de ingineri. Lucram aproape zi și noapte, știți cum sunt americanii, totul se întâmplă azi, totul i-ar fi fost bine să se întâmple el dacă era posibil. Numai că într-o zi, clientul nostru fericit și mulțumit până atunci ne-a sunat și ne-a zis: uite, Bogdanii s-a schimbat strategia, brusc nu mai avem nevoie de banane, de mâine vrem portocale. Așa că ne oprim. Stai puțin, cum că știi că noi jumătate de firmă lucrează pentru Doamne, zice, asta e afacerea, nu avem ce să facem, noi nimic personal, mulțumim pentru colaborare, zdrang. Super, tare. Dar am rămas cu jumătate de firmă spânzurată în aer, cu o echipă mare de ingineri, oameni deștepți, oameni care au căutați pe piața de muncă în acel moment, fără încărcare. Fără încărcare și fără capacitatea de a transforma inteligența lor în rezultate comerciale.
Pentru o firmă mică, cred că era unul dintre scenariile de groază la care nu ne gândisem până atunci. Noi am crescut în fiecare an, ca a fost frumos din poveste, cât alții în 5 ani, noi într-o lună, și brusc ne-am trezit în fața unei crize pentru care, sincer, nu eram pregătiți la momentul respectiv să-i facem față. Și cred că am făcut toate greșelile din manualul de crisis management. Prima dintre ele e așa numită atitudine de tip struț. Respectiv, a băgat capul în pământ și în nisip și a zis nu s-a întâmplat nimic. În realitate era un dezastru în desfășurare. Am continuat prin a nu comunica bine, atât cu colegii noștri, cât și cu ceilalți colegi din firma care nu erau afectați de situația respectivă. Ne-am încăpățânat să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, ceea ce era și era o greșeală, cred că, de atitudine sau de strategie. În schimb, ne-am ținut foarte tare pe poziție, încercând să salvăm echipa respectivă, care era formată din oameni foarte buni, să salvăm și echipa și, într-un fel, și imaginea noastră în piață, că nu vreau să fim știuți de firma care dă oameni afară în clipa în care rămân fără muncă. După 6 luni de zile, criza respectivă se transformase așa într-un fel de norișor toxic în firmă. Ajunsesem, din punct de vedere financiar, aproape la zero. Cred că diferența între faliment și nefaliment a stat în 5.000 de dolari. Am avut, cred că, norocul de a avea un partener bancar extrem de vizionar, care a avut încredere în povestea noastră de succes de până atunci. Am accesat o linie de credit care, doar așa, ca notă umoristică, am tras-o 98% în prima zi, că ne-a fost aprobată. Pe care am returnat-o, n-am avut niciun fel de problemă, însă pentru niște copii de 24 de ani, 6 cifre datorie la bancă, a fost un Everest pe care l-am urcat, cred că prin puterea voinței mai mult, și am tras foarte tare să ieșim din gaura respectivă. Lecția pe care am învățat-o la sfârșitul acestei crize, prin care am trecut, cred că, aproape un an de zile, a fost că ar fi trebuit să folosim adevărul ca armă principală în comunicarea situației prin care am trecut. Lipsa noastră de pregătire, dacă vreți, într-un fel, și naivitatea că putem să ieșim din asta singuri, ne-a îngropat mai tare. Dar am ieșit. După un an de zile și după 98% linia de credit respectiv trasă de la bancă. Peste 10 ani de zile ne aflăm într-o situație cu totul diferită. Compania are aproape 300 de angajați, lucrăm pentru clienți din toată lumea, din Japonia până în America de Nord. N-avem clienți în Pakistan, mi-ar fi plăcut. Dar tot un client american, de data asta compania numărul 1 lume în echipamente medicale, care prin intermediul nostru făcea un proiect de cercetare și dezvoltare de câțiva ani, lucram pentru ei la momentul 2014, acum de 3 ani de zile. Pentru ei făceam un produs, un echipament medical care se cuplează, dacă pot să spun așa, la om și înlocuiește, dacă știți, sistemele tradiționale de perfuzie, acele pungi alternate. Acest echipament are niște criterii de calitate extreme, pentru că nimănui nu ar vrea să-i se oprească perfuzia tocmai când îl apucă durerile sau când are nevoie de hidratare. Proiectul respectiv, un efort multinațional, 4 companii în România, America, India și cred că Germania, dacă nu mă înșel, colaborau pentru realizarea acestui proiect. După 3 ani de zile în desfășurare, ne apropiam de prima etapă importantă în viața proiectului respectiv, primul audit de calitate pe care trebuia să-l trecem cu asociația americană care dă, practic, tonul în industria medicală, Food and Drug Administration. Un audit cumplit, incomparabil cu auditurile ISO sau poate Kaizen, pentru care ne pregăteam de foarte mult timp. Însă, spre surprinderea tuturor, cam cu o lună înainte de acest audit, testele noastre interne începuseră să arate o nouă vază în desfășurare. Procesul de integrare a tuturor acestor participanți la proiect dădea niște rezultate slabe. Foarte multe erori neașteptate apăreau. În acel moment,
Noi fiind practic principalul furnizor de inteligență în proiectul respectiv, am luat decizia să ne asumăm responsabilitatea pentru tot. Am constituit o echipă de criză, un deja popular war room. Am închis un colț din sediul nostru practic doar pentru acest proiect. Și ce am putut să facem, și cred că am făcut bine, am luat primii cei mai buni 10 oameni în firmă, i-am băgat în acel volum și am zis, ieșiți de aici când se termină criza și când varza se transformă înapoi în ceea ce trebuie. Am comunicat exhaustiv cu toți partenerii implicați în proiectul respectiv, cu clientul nostru final, care era cu pulsul la 240 și cu oxigenul la minus 10%, cred că. Pentru că auditul respectiv era o etapă peste care nu se putea trece. Ei nu puteau lansa produsul în piață dacă nu treceam de auditul respectiv. În timpul care l-am avut din momentul crizei, când s-a aflat sau când a început să capete vizibilitate criza, principalii lideri din compania noastră au fost implicați în rezolvarea acestei situații, inclusiv eu. S-a lucrat zi lumină și de multe ori noapte cât de mult s-a putut. Și am scos-o la capăt. E adevărat, n-a fost un efort individual, a fost un efort pur de echipă. Și ce am reușit noi să facem din poziția de leadership a fost să alocăm suficiente resurse pentru această criză, făcând un pic abstracție pentru moment de costul imediat pe care l-a avut rezolvarea acestei situații, care poate nu în totalitate ni se datoră nouă. Alți parteneri din acest grup de cercetare și dezvoltare nu reușeau să se ridice la nivelul necesar acestui proiect. Am trecut cu bine de audit. Am trecut atât de bine de auditul respectiv, încât directorul tehnic al clientului nostru din America ne-a sunat peste câteva zile să ne mulțumească, să ne spună că fără noi nu s-ar fi putut. Evident că erau toată lumea fericită, produsul lor avea în sfârșit cale liberă pentru lansarea comercială. Și la încă câteva săptămâni am primit un nou telefon de la același om, prin care ne-a spus că sunt atât de liniștiți și de siguri pe relația cu noi din punct de vedere a ceea ce facem pentru ei, când ne-au extins contractul pentru încă 3 ani de zile. Diferența între cele două crize, pe prima am tratat-o ca un struț, pe a doua am tratat-o direct și am luat problemele în piept și ne-am ocupat de ele și am comunicat și am putut, e drept, la 10 ani distanță, dar am putut totuși să alocăm și resursele și autoritatea necesară de a trece prin ele. Sunt două exemple în cei 15-20 de ani de carieră până acum. Am avut nenumărate crize, dar sunt cele care cred că sunt relevante pentru timpul pe care l-am avut și pentru a vă arăta cum reușim noi, cel puțin în compania pe care o conduc, să facem față crizelor. Și cum v-am promis la început, o să închei cu un model. Cred că există nenumărate moduri de a face față problemelor și crizelor, mai ales în companii mari, dar ceea ce o să vă spun se aplică, cred că, și la antreprenori și la... Mi-ai spus să-ți aduc aminte, că mai ai două minute ca să faci... O să termin la fix, cred. Modelul pe care vreau să vi-l împărtășesc astăzi, cred că se aplică la crize în ambele situații, atât în corporații cât și în companii antreprenoriale. Și încep cu prima regulă și cea mai drăguță dintre toate, nu trebuie să faceți ca struțul, respectiv nu băgați capul în pământ și nu vă faceți că plouă. O criză e o criză și cu voi sau fără voi să vă desfășura în continuare. Al doilea pas ar fi să vă mișcați ultra-rapid către criză. Probabil că mulți dintre voi au citit sau au auzit despre dezastru de curând întâmplat cu testele spațiale de la Virgin Galactic. S-a prăbușit o rachetă într-un deșert, nu știu ce. La o oră după dezastru respectiv, CEO-ul de la Virgin, celebru Branson, publica pe tweet că este pe drum către criză respectivă, de unde era el zburat, deja era în avion, către locația dezastrului. O altă greșeală pe care o facem în crizele de care ne ocupăm este să fim superficial cu resursele și mai ales cu autoritatea alocată rezolvărilor. Sunt unele situații care, ok, poți să le trimiți asistentei să le rezolve, dar de multe ori ai nevoie să pui oameni cu competență și cu autoritate să se ocupe de criza respectivă ca să poată să o rezolve. Nu fiți egoiști. Crizele, mai ales cele din mediul de afaceri, de foarte multe ori se referă
la problemele clienților noștri, nu la problemele noastre. Spunea cineva mai devreme că măsura succesului sunt clienții fericiți. E adevărat. Clienții fericiți trebuie să ajungă în situația în care sunt mulțumiți, chiar și după o criză, indiferent de costul ei, pentru noi ca și furnizor, pentru noi ca și partener cu ei. Comunicați onest, adevărul cât de dureros e și din experiență proprie, la 24 de ani a fost greu să mă uit la 25 de colegi să le zic, guys, nu știu ce o să faceți de mine, dar comunicați onest. Adevărul este o armă foarte puternică dacă e folosită. Și în ultimul rând, nu vă grăbiți să declarați victoria într-o criză. Ok, gata, am trimis primul colet, toată lumea fericită, am trecut de primul hop, mergem acasă sau mergem la o bere sau plecăm într-o vacanță scurtă că am muncit ca nebunii. Mai faceți și acel de extra step, de extra mile, mai dați un telefon, mai verificați o dată că toată lumea e mulțumită. Mai cereți o dată feedback că într-adevăr criza s-a rezolvat. Și nu în ultimul rând, post-mortem. Învățați lecția din fiecare criză pentru a fi un pic mai buni. Fac o paralelă acum cu Kaizen, se pare că sunt fire așa prin toate prezentările noastre. Fiecare criză ne dă o lecție, ne dă dimensiunea unor slăbiciuni sau unor probleme pe care organizația sau omul nu a fost pregătit sau nu s-a pregătit pentru ea. Învățați lecțiile acestor crize. A terminat timpul și eu am terminat. Mulțumesc! Cred că oamenii care nu au trecut prin momentele astea de eșec au învățat mai greu sau deloc cât de greu este stage management. Așa. Nu știu dacă sunt întrebări, dar eu aș vrea să pun pe, să pun pe primă. De ce fel de criză îți este ție cel mai greu? Poți să te gândești dacă... Bine, am mai văzut bine. Pare să fără să capă despărțit de colegii, dar vă rog, să spunem... Parția. Așa pare. Da. Dacă ați abordat-o, așa cum ați abordat criza din 2013, rezultatul ar fi fost altul în ceea ce privește colegii? Da, cred că ar fi fost altul. În principal, atunci ce am pierdut foarte mult, am pierdut încredere în ochii colegilor noștri. Pentru că responsabilitatea chiar la o vârstă fragedă, când ești antreprenor, ești responsabil de orice, plătești salarii, oamenii au familii, trăiesc din serviciul pe care îl oferi tu. Responsabilitatea aia noi am cam ignorat-o și atunci am prefăcut că lucrurile sunt ok, că nu s-a întâmplat nimic, că o să ne descurcăm, că o să pice un client din cer a doua zi și că lucrurile o să-și revină la normalitate. Oamenii au stat lângă noi o perioadă de timp chiar. Am avut un capital de încredere pe care l-am consumat, dar în timpul în care s-a terminat, au plecat dezamăgiți. Și s-au transformat în ambasadori negativi ai companiei pe care o aveam. Ne-am luat mult timp să trecem de acea etapă, inclusiv prin procese de recunoaștere a greșelilor pe care le-am făcut. Dar cred că diferența față de cum aș fi tratat acum situația respectivă, acum aș fi pus cărțile pe masă, le-aș fi spus adevărul, uite, asta e situația, uite ce putem să facem noi în situația asta, pentru că, sincer, ca și companie, ai destul de opțiuni de a te descurca într-o astfel de situație. Și aș fi fost, poate, cum spuneam, adevărul aș fi folosit mai agresiv și mai mult în dialogul cu colegii noștri. Încrederea pe care o pierzi în ochii celor care se lângă mine, pentru că o firmă nu e formată din mine, sunt 300 de oameni lângă mine, cred că e cea mai mare cost pe care am avut în perioada respectivă. Iar apropo de criză, cea mai mare criză e din totdeauna din plan personal. De acolo vine. Familie, suflet. Afaceri și bani cred că poți să faci dacă ești focusat și știi ce faci și ești bun. Întotdeauna mi-a plăcut să spun că România e locul destul, e un fel de Eldorado. Dacă vrei să fii bun sau foarte bun, dacă vrei să fii mediocru, mare lucru nu poți să faci. Și cam atât. Mi-a plăcut răspunsul. Mulțumesc! Mulțumesc frumos!